Pentru a pregăti lucrul cu micuții fotbaliști, baza sportivă a complexului Marin Anastasovici va fi extinsă și vor apărea două terenuri cu gazon pentru antrenament. Directorul sportiv al clubului Astra Giurgiu, Costel Lazar, aduce noutăți la acest capitol. Din vară, centrul de copii va funcționa la Giurgiu. Se fac eforturi pentru construcția a două terenuri gazonate în această primăvară, astfel încât să putem asigura condițiile necesare desfășurării activității. Baza sportivă de pe Marin Anastasovici va fi extinsă și vor apărea facilități noi, printre care un hotel pentru sportivi. De asemenea, tribuna a doua va fi modernizată. În proiect avem construcția unei clădiri simetric cu cea existentă, care să cuprindă camere pentru cantonament, care să cuprindă un mini-restaurant, să spunem, o sală de protocol și tot ceea ce este necesar astfel încât să facem față participării, sper eu, a echipei din nou în competițiile europene. Organizarea clubului Astra Giurgiu va mai suferi schimbări. Astfel, după despărțirea de Narcis Răducan, Ioan Nicolae a decis să nu mai aducă altă persoană pe postul de președinte executiv. Nu cred că va mai avea un președinte, pentru că sarcinile care reveneau președintelui au fost preluate de către Consiliul Director și au fost direcționate către domnul Cazan, managerul general al clubului, către mine și către domnul Claudiu Popa, care este reprezentantul juridic al clubului. Noutăți, dar nu spectaculoase și la capitolul transferuri, unde vor apărea doi noi jucători după îndeplinirea unor formalități. Despre viitoarele transferuri vă pot spune că avem semnat contractul cu doi jucători ivorieni care au jucat în Moldova. Aceștia așteaptă să primească vizele pentru a se putea alătura lotului actual. Debutul șovăielnic al Astrei în retur a stârnit comentarii cu privire la rămânerea lui Protasov la echipă. Rămâne sau pleacă actualul antrenor? Din punctul nostru de vedere, Oleg Protasov este antrenorul echipei, are un contract ferm cu clubul nostru. Speculațiile care se fac, sigur, în fotbalul românesc după orice rezultat negativ, sunt normale. Dar vă asigur că vom continua cu Oleg Protasov pe bancă.